Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Zapie pe Twitch. Bună seara, România! Probabil deja ați uitat de mine. Eu sunt Doru Exploratorul și am scăpat din jungla deasă a pădurii Hoia Baciu. Acum... Cât timp a trecut? 3 ani. Cât? Dar cu mama m-a născut în timp ce explora tunelurile dacice de sub satul Mediaș. Iar eu sunt fiul nelegitim al lui Hemeni Singueri. Am aventura în sânge. Ba, aveți ceva de mâncare? Nu de alta, dar m-am căsătura de căcat de mistreț. Așa că astăzi, doamnelor și domnilor, o să explorăm laștinile puturoase ale Botoșanului. Ca să vedem care sunt cele mai de căcat pizzerii. Mama ar mereu pizza să-mi bag. Păr pe pizza! Și când nu e păr pe pizza, are gust de torahatul. Mi se pare rușinos că trebuie să le dau o stea. Nu o merită nici pe asta. Știu cum e, doamnelor și domnilor. La un moment dat te saturi și de mâncat rahat. Vă zic din experiență proprie. Tragic. Dar și mai tragic e că nu știi dacă părul ăla provine din capul bucătarului sau din capul pui. Sincer, nu înțeleg ce așa mare lucru. Nu poți să... Arunci părul pur și simplu și după aia mânci pizza. Sau na, dacă conglomerația de păr pubian de pe pizza e de dimensiunea vărului It din familia Adams. Cere și tu mai mult sos ca să alunece pe gât un jos decât să tă tu urli în tă restaurantul. Alo, ospătar, e o pizza în părul meu. Ne mai trebuie încă un război mondial, că e prea pretențioasă lumea mai nou. Am băut, am futut și pizza tot nu a ajuns. Asta acum 4 ore în pula mea. Mai bine ieșeam în oraș. Dragul meu sau draga mea, în 4 ore puteai să iei toate pubelele de gunoi din tot cartierul tău și îți făceai un bufet mai ceva de rămasă de Crăciun. Trebuie să știi cum să improvizezi în asemenea situații critice. În cazul tău, las că e bine că oricare ai mâncat miozdă. Alții mâncă numai bătaie. Când desenam o pizza pe hârtie și o mâncam, probabil ar fi avut un gust destul de similar cu produsul livrat de băieții ăștia. Da? Noi ia să vedem. Pizza time. Mamma mia! Iată-ți așa. Mamma mia! Ce este în cuatro stagioni ăsta? E ok. Nici băiatul ăsta cu review-uri n-are pic de gust. Sper măcar cartonul ăla de la pizza să fi fost bun. Să-i fi satisfăcut nevoile așa cum se cuvine. Probabil v-ați făcut ideea că e ultimul animal. Dar dați-mi voie să vă spun. Știți ce mai groaznic decât pizza cu gust de hârtie? Pizza cu gust de hârtie igienică, doamnelor și domnilor. Dacă aș avea câte o pizza pentru fiecare dată când mi-a fost servită pizza cu gust de hârtie igienică, probabil aș fi fost atâta de gras încât masa planetei Pământ nu mi-ar mai fi putut susține gabaritul depășit și aș fi distorsionat mantaua spațiu-timp, mă. Creând o gaură neagră care se ridică tot sistemul solar. În condițiile în care 90% din pizzele din România au gust de maldrasus acum. OMFG! Ce? Așa pizza n-am mai mâncat în viața mea, am comandat și o limonadă. Ce să vezi? Mi-a trântit borcanul de zahăr pe masă, incredibil și asta. Prima și ultima dată când mai mănânc pizza aici. Și o grămadă de emoji-uri de-astea cringe. Stai, că n-am înțeles. Deci, în loc de limonadă ți-o trântit un borcan de zahăr pe masă? Nu văd care e problema. În România oamenii votează pe saci de zahăr pentru numele lui Dumnezeu. Îi currency din ăsta neoficial, exact ca monedele Dragon. Și de ce ți-ai comanda limonadă când mănânci pizza? Măi, trogloditule, o pizza bună se servește numai cu țuică de pufoaică pe lângă. Cea mai mare bombă din Botoșani. E un local plin de jeg și la fel este și mâncarea. Mă mir cum de un astfel de cocină mai are avize de la instituțiile avizate. Nu vă supărați, doamnelor și domnilor, dar dacă vedeți încă de la bun început că pizzeria voastră în care plănuiți să mergeți arată așa... Păi mai bine vă faceți o pâine cu margarină și noapte bună. Mă, și se mai miră lumea de avize. Stimații mei, în țara asta, dacă aveți suficient yang, puteți face orice. Mizerie pe masă, mizerie pe terasă, găuri și pete pe față de masă, muzică lăutărească. No, mă scuzați, nu m-am putut abține. Asurzitoare. Iar dacă îl rogi, nu vor să o dea mai încet.
pentru că se supără artista, care vroia să-i se audă răgetul măcar până în parc. Chelnerița mi-a adus altă comandă de pizza, iar după ce i-am atras atenția, mi-a recomandat puțin nervoasă să o mănânc, e bună și aia. Pizza este servită pe un blat de lemn vechi, care se văd toate tăieturile de cuțit ale clienților din anii precedenți. Pizza lui e făcută cu ingrediente de foarte bună calitate, dar nu e nici cea mai rea. Poate aș fi reușit să o apreciez mai mult dacă nu eram într-o stare de stres de la răcnetele dinspre scenă. Nu recomand! Stimații mei, ce pot să vă spun în situații din astea? Luați-vă și plecați, dracu! Un loc ok, dar pizza e groaznică. Am cerut două măsline pentru un copil și nu au vrut să-mi aducă. Nu cred că nu aveau două măsline în bucătărie. Bine, bine, dar de ce? Nu știu, eu în momentul ăsta încerc să mă pun în pielea oamenilor răstora. Mami, mami, mami! Mie a fost cina în smăgheații. Mami, dă și mie două măsline, mă, că nu mai pot, mă. No, boss, man. Alo! Ospătar, aveți două măsline, no, pentru puradelul. Nu mai pot, era săracu, ce pula mea, mă. Dați-ne mingea înapoi! Ok, bă, Roblox gamer. Da. Ah, serios, Rafael, da. Mâine pe sintetic, da, normal, cum să nu. E, hai că l-aduc și pe Bobby, mă. Staff. Agresiv? Pizza rece? Aștepți ore ca să primești pită cu salam, nu recomand. Ii, acum ți-ai și pizza de căcat și-ți mai iei și bătaie de la staff. Aia da, mă, fain oraș, mai venim, cum să nu. No, bine, bă, băieți, acum că v-ați oripilat, Doru vă urează să aveți o poftă cât mai bună. A, da, și Zap, eu zis să-i dați și follow pe Twitch și pe Instagram, ca să știți ce clipuri mai postează și să mai mereți și pe el pe la streamuri. Așa, ca, nu știu, un caz că vi som sau ceva și nu puteți dormi noaptea, mereți la el, că așa de plictisitoare streamurile lui, dormiți instant, mă, nu vă trebuie somnifere, nu vă trebuie nimic, mereți la el pe stream. Pula mea, da, 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 și încă o chestie, veniți și pe serverul de Discord, că mi-a zis Zapi că vrea să facă duminica asta ceva, duminică de mimuri, dracu, știu, nu mă mai uit la așa ceva. Mi-a zis că se supără dacă nu veniți pe Twitch, pe Instagram și pe Discord, deci nu-l supărați, că și așa e el deja destul de supărat cu facultate, ce prost, face facultate, mă, pișe în capul lui. No, mă duc, am un teleporter de prins, să nu se adune CH-ul. Să mă duc și eu în Botoșan, ce mai e pe acolo. Și ne vedem. Ne vedem la viitoare explorări. Doru își face dispariția. O seară frumoasă.